Părinte Amarenie, dacă vreți să ne spuneți ceva, ne dați binecuvântarea ședinței festive? Cu mare drag, îndrăznesc să-l parafrazez pe Părintele Arsenie Boc, spunea că cei oameni de care depind de pâinea tuturor alți semeni sunt ocrotiți suplimentare de Dumnezeu, sunt cei aleși din popor, așadar suntem onorați să colindăm sarea Pământului Romașcan pe cei ce veghează cu spine negrăită, cum spune Sfântul Apostol Pavel, la binele comunității. Vă mulțumim atât dumneavoastră cât și domnilor consilieri pentru toată grija arătată învățământului romașcan și îndrăznesc să preiau acest portofoliu al recunoștinței din partea tuturor școlilor, propunându-vă să ascultați o colindă performată de un cor mai tânăr, un cor de fete. Deși este un liceu teologic și, în general, așteptăm cu toții o colindă a unui cor bărbătesc, de data asta facem o excepție. Vă mulțumim pentru toate și ne rugăm la Dumnezeu să vegheați asupra oamenilor acestei nobile cetăți, întăriți de pronia divină. Dumnezeu să vă ajute, mulțumim. Doamne ajută, mulțumim frumos, vă primim cu drag. Vedeți că cei care citează din Arsenie Boc primesc multe controverse, dar e o provocare și o încercare în același timp. Trebuie să mergem cu fuiorul credinței înălțat către Dumnezeu și nu către profan. Vă urmăm exemplul. Doamne ajută, e bună calea asta. Cei îndrăzneți moștenesc împărăția celor. Amin. Doamne ajută, vă ascultăm cu drag. Ciucuri verde de măta să-ți slobozâne, lasă-n casă, colindă-mu, Doamne, că de-a seară stăm pe afară, că de-a seară stăm pe afară, colindă-mu, Doamne. Cine chică chicurile pe la toate seșinile, colindă-mu, Doamne. Și nicalu și-un caritu și trebuie potcovitu, colindă-mu, Doamne. Cu potcove Doamne, și cu frâu de cât Aboșu, cât Chișorul meu de grosu, colindă-mu, Doamne. Sara din ea sară, jupâne gazdă, fă ghine, dă-mi colacul, că mă răgăiesc, colindă-mu, Doamne. Și-un trislu și-o băgat, lerului, Doamne, lerului, Doamne, Crăciun trislu și-o băgat, lerului, Doamne, lerului, Doamne, mână slugă ai mai mare, lerului, Doamne, lerului, Doamne, să de la boi de mâncare, lerului, Doamne, lerului, Doamne, oi Crăciune, oi stăpâne, lerului, Doamne, lerului, Doamne, nu mă poți aprochia, lerului, Doamne, lerului, Doamne, mână slugă mijlocie, lerului, Doamne, lerului, Doamne, să de la boi de mâncare, lerului, Doamne, lerului, Doamne, hoi Crăciune, hoi stăpâne, lerului, Doamne, lerului, Doamne, nu mă poți aprochia, lerului, Doamne, lerului, Doamne, mână slugă hai mai mică, lerului, Doamne, lerului, Doamne, să de la boi de mâncare, lerului, Doamne, lerului, Doamne, hoi Crăciune, hoi stăpâne, lerului, Doamne, lerului, Doamne, nu mă poți aprochia, lerului, Doamne, lerului, Doamne, de parafăcliilor, lerului, Doamne, lerului, Doamne, de fumul tămâilor, lerului, țup, țup. De mâncare nu mi-o pusul, de mâncare nu mi-o pusul, măli, dă-li bumbăia de titirilă, dai-ne hop și țup, țup, țup. Nu mă coaje de mălaiu, mă scăpai și o mâncaiu, măli, dă-li bumbăia de titirilă, dai-ne hop și țup, țup, țup. Caprile mii le pierdui, caprile mii le pierdui, măli, dă-li bumbăia de titirilă, dai-ne hop și țup, țup, țup. N-ai văzut caprile mele fugeau lupchii, după ele, măli, dă-li bumbăia de titirilă, dai-ne hop și țup, țup, țup. Și prin seară pe tărcata, vai, 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 mă, bate tata, măli, dă-li bumbăia de titirilă, dai-ne hop și țup, țup, țup. Și prin seară pe țurcana, vai, 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 mă, bate mama, măli, dă-li bumbăia de titirilă, dai-ne hop și țup, țup, țup. Bravo! Pe grupul cu florile, ru, florile de-albe, paște june oile, ru. Lângă turmă cine umblă, florile de-albe, lângă turmă cine umblă. Dumnezeu cu soțul său, florile de-albe, Dumnezeu cu soțul său. Ca topoare colțurate, florile de-albe, cu fluiere înverigate. Toată turma se întorcea, florile de-albe, dar umială întârzia. Dar umială ce întârzi, florile de-albe, că te prinde și că-i vinde. Nu mă prinde, nu mă vinde, florile de-albe, și eu bine voi cinsti. Când va fi către Crăciun, florile de-albe, voi cinsti cu suman bun. Când va fi către Sângiorți, florile de-albe, voi cinsti cu miel frumos. Când va fi către Ispas, florile de-albe, voi cinsti cu un boz de caș. Bravo! Stați ca să nu plecați ca de la casă. Mulțumim frumos că ne-ați colindat în numele Primăriei Municipiului Roman și a Consiliului Local. Noi vă mulțumim. Să fiți sănătoși și să colindați mereu așa frumos. Foarte frumos. Bă, dar cum e cu colinda aia, cu titirilă, foc și așa? Măi, dar cu băia de titirilă, dar... Băi, cum adică băia de titirilă? Cum vine asta? Nu știu. Așa este refrenul. Da? Da. Adică, tu nu-i nici de zauma oului, nu? Cam așa ceva ar veni ăla. Mulțumim frumos! Să fiți sănătoși! Sănătos! Dăm și la consilier, poate să nu plece, să zică că o pleca din Consiliul Local fără farmitor în barbă. Nu mă, din anul ăsta, mă, omule, dar unii să pleca? Nu știu dacă, Doamne, Maica Domnului, mă știți pe mine că sunt atât de subversiv? Nu. Dar nici pe voi nu... Adică dacă n-are cineva e ca îmbălțitorul de lei, știi? Adică trebuie să-i cineva acolo. Să fiți sănătoși. pe nou drum. Dar să nu ziceți că ați plecat fără tiramisul în bar, pe din anul ăsta la Consiliu. Sau la Consiliu. Vă scrie. Eu nu pot să executiv. Iar am învățat, adică puțin. Deci voi mă fie masă. Noi învățam cu masa. Avem o lăcie acasă. Da, nu se poate. Da. Deci, ați primit și masa festivă. Și ca să nu se spună că plecați din anul ăsta din Consiliul Local fără fărâmitură în barcă. Deci, problema a fost rezolvată. Și ca să nu zică că ați venit să vă giftuiți aici. Ăsta nu e un loc de distracție, e un loc de muncă. V-au trimis alegătorii. Da. Domnul președinte, vă rog frumos să intrați în atribuție. Domnule secretar, la fel. Bună ziua! La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 21 de consilieri, din cei 21 în funcție. Bravo! Aș vrea să vă reamintesc prevederile articolului 46 din legea Administrației Publice Locale numărul 215 republicată din 2001. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. Mulțumesc! Având în vedere dispoziția primarului numărul 2072 din 16 a 12 a 2016, supunem la vot ordinea de zi cu un proiect suplimentar. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Înainte de a trece efectiv la discutarea proiectelor, vreau să vă supun spre urmare procesele verbale de la ședințele anterioare. Procesul verbal numărul 20.703 din 17 a 11 a 2016. Cine este pentru? Procesul verbal 21.102 din 24 a 11 a 2016. Cine este pentru? Procesul verbal numărul 21.456 din 5 a 12 a 2016. Cine este pentru? Și ultimul, procesul verbal 22.103 din 14 a 12 a 2016. Cine este pentru? În unanimitate trecem, au fost aprobate și trecem la ordinea de zi. Proiectul de hotărâre numărul 1. Privind aprobarea strategiei anticorupție a municipiului Roman și a unităților subordonate, coordonate pentru perioada 2016-2020 și a planului de integritate a municipiului Roman și a unităților subordonate coordonate. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală Sport Turism. Avizul Comisiei Juridice. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mergem mai departe. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și a statelor de funcții ale Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Aș vrea să fac o precizare aici. A intrat astăzi în aprobare pentru că nu de mult s-a întors aprobată de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici. În mod normal, dacă ar fi venit odată cu aparatul de specialitate al primarului, ar fi intrat la ședința aceea. Direcția fiind pe personalitate juridică separată, a fost analizată în mod separat, a venit acum aprobată de la ANFP și prin urmare intră și este supusă votului dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc! Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? trecut de hotărâre numărul 3, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrația Piețelor Bazar Obor. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Trecem la următorul proiect, numărul 5. Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Roman, serviciile publice de interes local subordonate, fără personalitate juridică și Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman pentru anul 2017. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. În unanimitate, continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 6. Vedeți că să lași totul la chei pregătit. Totul. Totul la chei pregătit. Să nu rup cheia, am vrut. Proiectul de hotărâre numărul 6 privind aprobarea achiziționării unor servicii. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate trecem mai departe la proiectul numărul 7 privind aprobarea achiziționării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgență Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem... Observat. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 8, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 224 din 28/10/2016. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Deci aici e vorba de înființarea unui cabinet de chirurgie toracică, din câte mi-aduc eu aminte. Corect, de structura organizatorică, dar vreau să vă informez că e un element de avangardă pentru spital. E un lucru cu totul și cu totul special, pentru că dincolo de chirurgia membrelor și chirurgia abdomenului, avem o chirurgie toracică care este mai dificilă, este mai pretențioasă, dar medicii, pregătirea lor din Roman, justifică acest lucru, dar și pregătirea noastră din punct de vedere a dotărilor, iată că ne aduc în momentul în care putem să deschidem un astfel de domeniu de lucru într-o chirurgie mult mai specializată. Le urăm mult succes. De altfel, pe această cale vreau să vă informez că s-a rezolvat problema prin forțe proprii, prin noi înșine, și cu aparatul de radiologie. Și această problemă a fost rezolvată. Încât Spitalul Municipiului Roman este unul din spitalele cele mai dotate și din punct de vedere al calității umane și din punct de vedere al calității aparaturii de specialitate din Moldova. Ultimii vizitatori care aveau competență în acest domeniu au spus că stăm din punct de vedere a atributului păstrând proporția cu clinicile universitare din țară. Ne-a bucurat foarte mult acest lucru, pentru că ceea ce a însemnat, și medicii recunosc acest lucru din spital, atribuirea spitalului către administrația publică locală a adus un salt calitativ evident pentru serviciul medical din comunitate. Vă mulțumesc! Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Continuăm. Proiectul de hotărâre numărul 9. Privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții și de personal ale Spitalului Municipal de Urgență Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu unele amendamente aduse prin adresa 32.281 și care modifică anexa 1 și anexa 3. Anexa 1, situația posturilor, și anexa 3, implicit, statul de funcție. Aceste modificări sunt la nivelul secției psihiatrie, unde sunt de la 24 de posturi de asistente, sunt 22 conform normei stabilite prin legislație. După serviciul UNOS, în anexa 1, se introduce arhiva. Biroul de achiziții mai primește un post. Serviciul formației de lucru. Cei 3 ingineri care fac parte din personalul TESA administrativ sunt transferați corect în acest capitol și au fost scoși de la personalul tehnic. Iar la se introduce un compartiment de relații cu publicul conform Ordinului OMS 1224-2010. Aceste modificări se găsesc atât în anexa 1, așa cum am spus, situația posturilor, cât și în statul de funcție. Amendamentele au fost aprobate în comisie în unanimitate. Discuții? Supunem la vot cu amendamentele care s-au aprobat deja în Comisia de Buget. Cine este pentru? Împotrivă? Se va considera că domnul Achiriloi nu a participat la vot. Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 10 privind aprobarea casării unor bunuri date în administrare către SECE Compania Județeană APA SERVESA, ce sunt amortizate integral. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate s-a aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 11 privind aprobarea apartamentării unor imobile. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Deci aici să înțelegem că apartamentul nu e în sensul de apartament. E în sensul de locație obținută, e o partiție datorită cum au a unui imobil, care poate fi teren, funcție de cum au pe el proprietarii clădiri sau funcție de interesul celor care stăpânesc un anumit bun imobil aflat pe o suprafață care trebuie apartamentată și ce rămâne pentru a putea fi ulterior gospodărită de comunitatea locală. Nu e apartament în sensul de apartament. Termenul este mult mai larg. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 12 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 13 privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate continuăm cu proiectul numărul 14 privind aprobarea vânzării unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil cu o îndreptare eroare materială la anexa la acest proiect, la numărul 3. Valoarea în euro este corectă 22.330.000, valoarea în lei, valoarea corectă este 100.700. Transformarea la postul de 40. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supun aprobării dumneavoastră cu amendamentul venit de la Comisia de Urbanism, deci în forma prezentată de domnul... Deci suma era corectă în euro. Suma era corectă. La mulțire o greșeală. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Am avut o teleserie la domnul... Cam greu. Continuăm. Proiectul de hotărâre numărul 15 privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 2009 privind aprobarea statutului municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport, Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Aviz favorabil în amendament. Și anume, la finalul paginii 13, începutul paginii 14, apare o paranteză în care sunt menționate fundațiile importante pentru viața activitatea orașului. Textul se modifică după cum urmează. Municipiul Roman, activitatea culturală și artistică gravitează în jurul bibliotecii municipale de Gera Dunăricană, celor 4 muzee, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Știință ale Naturii și Casa Cotaș, și a asociațiilor și fundațiilor culturale care mențin direct partea culturală a orașului. Societatea Culturală Roman Ușat, Fundația Episcopal PSD, Academia Istorico-Juridică, Teologică, Pătricopănări, Societatea Culturală Flexibă, Asociația Mușatinii Roman, Asociația Culturală George Radu Meriton, Asociația Culturală Dom și altele. Alături de Casa de Cultură, ce dispune de serii spectacole cu 600 de lei. Adică e o completare. Cu o completare care apare către fundații. Foarte bine. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot atunci cu amendamentul venit de la Comisia de Cultură. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate. Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 16 privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 238 din 17-11-2016. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport, Turism. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Discuții, întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotriva, în unanimitate. Continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 17 privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale ce se acordă în anul 2017 către TDV VEX Systems în conformitate cu prevederile schemei de minimis privind stimularea atragerii de investiții și susținerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 30 din 28/2/2013. Avizul Comisiei pentru Buget și Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Eu vreau să fac o precizare. Vreau să vă spun așa. În primele 10 luni a acestui an, deci fără noiembrie și decembrie, care n-au intrat în calculație, datorită angajărilor și personalului din această companie americană TRV, au fost virați la bugetul statului din impozit pe salarii suma de 1.347.693 de lei. Adică aproape 13.500 de milioane. Sprijinul pe care îl dăm noi pe 5 ani, la anul este ultimul an, pe an, scutirea la, sau diminuarea impozitului pe teren și pe clădiri este de 40.000 de euro pe an. Adică aproximativ 180.000 de lei pe an. Iar noi, numai pe primele 10 luni, avem 13.500 miliarde. Pentru că erau voci care spunea că ajutăm. Întotdeauna trebuie să știi să ajuți, pentru că nimeni nu e obligat să-ți facă. Și atunci, acolo unde administrația publică locală este deschisă, așa cum dumneavoastră ați dovedit, este axată pe conlucrare, poate să înregistreze și plus valoare. Gândiți-vă că în sensul ăsta vom avea un venit numai din impozitul pe salarii de peste 15 miliarde de lei anual, iar sprijinul nostru este în jur de 1.750 de milioane de ani. Deci una peste alta este clar un câștig, mai cu seamă că odată terminată această schemă de ajutor pe care noi am aprobat-o în Consiliul Local, dând un semn către investitori, va veni și impozitul pe clădiri și pe teren. Anul următor fiind ultimul. În schimb, de anul următor va intra o nouă schemă pe care noi o și aprobăm. Pentru noua fabrică care va începe construcția, vă informez, că proiectul a fost gata, vă informez că toată documentația este aprobată, vă informez că au și autorizație de construire, vă informez că a fost și licitată și semnat contractul de construire a acestei noi fabrici, care va începe anul următor și va trebui să fie gata undeva până la 1 septembrie. Ceea ce va însemna o nouă investiție în Roma, iar multe sute de locuri de muncă și un plus care vine la bugetul local. Deci această conlucrare a noastră a avut o analiză temeinică, justificată, iar celor care afirmă că cei care au bani li se mai dau, nu, vii și sprijin ca să vină către tine. Pentru că trec atâția din mult din romani care au bani, oarecât se opresc. Important e să găsească o comunitate locală permisivă, tolerantă, axată pe construcție, bazată pe colaborare și să nască lucruri frumoase pentru oraș și pentru romașcani. Vă mulțumesc! Supunem la vot de unor colegi care nu participă la vot. Se consemnează de către secretar. Da, ai spus numele Moroșanu, Dragoș, nu participă, nu un coleg. Ca să știm procesul de vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? În unanimitate, continuăm cu proiectul de hotărâre numărul 18 privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Doamna profesor Suman. Vreau să vă informez că suma care a fost alocată de la începutul anului era acoperitoare pentru activitatea desfășurării Centrului de Excelență pe filiala Roman, numai că au apărut câteva grupe și pe fizica de excelență. Ne bucură foarte mult că există această implicare, numai că rugămintea mea ar fi, și dumneavoastră să duceți mai departe, în momentul când venim cu un raport, Consiliul Local să fie informat și cu privire la obținerea rezultatelor în acest centru de excelență ca urmare a finanțării noastre. Vreau să vă informez că această finanțare merge către Centrul Județean de Excelență Neamț, dar banii se duc exclusiv către componenta romașcană, pe partea de excelență a învățământului romașcan. Vă mulțumesc! Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate? Continuăm. Proiectul de hotărâre numărul 19 privind rectificarea bugetului local consolidat anul 2016. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul este favorabil cu două amendamente care s-au făcut și anume, având în vedere necesitatea efectuării unui studiu de fezabilitate privind extinderea iluminatului public în zona sensului giratoriu Roman Nord și unele economii dedicate la ape SERVESA, se introduce în proiectul de ordinea de zi anexa numărul 2 cu rectificarea listei de studii și proiecte pe anul 2016. Totodată, având în vedere economiile la cheltuielile de personal și anume capitole și necesitatea efectuării unor cheltuieli materiale urgente, se introduce anexa 1, în anexa 1, regularizarea bugetului local pe anul 2016. Cu aceste două modificări au fost aprobate avizul favorabil la Comisie. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Atunci, cu amendamentul care este venit de la Comisia de Buget Finanțe, supun aprobării dumneavoastră. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Și trecem la proiectul suplimentar, ultimul de pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate și al serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Votat în unanimitate. Acestea fiind spuse și epuizând ordinea de zi, declarăm închise lucrările ședinței de astăzi. Extra. Și nici măcar la punctul diverse. Chiar extra. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea frumoasă pe care am avut-o în ultimii ani și mai cu seamă în acest ultim an. Cred că am făcut lucruri frumoase împreună, bune. Cred că, dincolo de unele mici asperități, care sunt și normale, într-un for de dezbatere locală, am avut o conlucrare foarte bună și pentru acest lucru vă mulțumesc. De asemenea, cred că sunt la ultima ședință de Consiliul Local din poziția de primar al municipiului Roman și privesc acest lucru cu foarte multă emoție și cu foarte multă trăire. Nu-mi pare rău de nimic. Cred că am făcut lucruri frumoase împreună pentru Roman, pentru romașcani. Aș vrea să continue și, așa cum am spus-o, dincolo de toate celelalte, nu uitați că romașcanii v-au votat și nu uitați că le aparțineți lor. Știu că nu-i simplu. Știu că deciziile politice uneori sunt greu de digerat. Știu că nu întotdeauna liderii înțeleg anumite interese locale și, din păcate, uneori interesul politic trece peste interesul de grup a unei localități, mă refer strict sens la comunitate. Știu că nu e greu, că nu e ușor, dar e greu în același timp să nu mergem cu pieptul deschis în fața romașcanilor și să spunem că așa a fost o decizie politică și n-am putut să marjăm într-un spațiu de timp, de loc, în favoarea lor. Cred că atâta timp cât suntem aici trebuie să avem acest sentiment al datoriei împlinite și eu cred că, atât eu ca și persoană, reprezentând executivul local, dar și dumneavoastră care reprezentați legislativul local, avem acest sentiment că am făcut tot ce se poate pentru Roman și sunt convins că în continuare se va face acest lucru. Pentru că suntem la sfârșit de post și pregătim marea sărbătoare a nașterii Domnului, vreau să îmi cer iertare celor care le-am greșit, ca om, ca cetățean de rând, ca primar, într-un fel sau altul, dacă considerați că n-a fost justificată atitudinea mea. Și în același timp, iert și eu tuturor celor care, într-un fel sau altul, poate mi-au greșit. Este un moment al păcii, al înțelegerii, al toleranței și aș vrea ca fiecare să înțeleagă dintre noi toți, inclusându-mă și pe mine, că dincolo de ambiția unei persoane, de interesul personal, este interesul comunității noastre. Nu neapărat interesul direct și personal de a accede într-o poziție trebuie să fie cel care ne mână. Trebuie să fie ceea ce simțim că oamenii vor de la noi. De altfel, aceste ultime alegeri au și demonstrat că unele ambiții, unele decizii proaste, mai cu seamă de pe zona de dreapta, au lăsat urme. Romașcanii sancționează. Așa încât ambiția personală nu este bună. Mai ales pentru că nu putem face lucruri cu forța. Oamenii sancționează. Și dacă nu învățăm nimic din acestea, înseamnă că nu suntem pregătiți. Nici pentru politică, nici pentru administrație. Și care nu îi pregătim, mai bine să dă deoparte. Este un lucru greu de făcut. Trebuie să înțelegem că suntem în slujba oamenilor. Eu am înțeles acest lucru de la început. Și am făcut acest lucru. Și am trecut peste sentimentul și emoția familiei și a sărbătorilor și a trăirii împreună cu familia, cu prietenii și n-am niciun regret. Da? De exemplu, astăzi încă mai erau activități în Parlament și am știut că trebuie să vin la Roman. Pentru că de dimineață la ora 8 am avut ședință cu directorii de unități școlare, la ora 9 am fost în cimitir cu ocazia Zilei Revoluției, acolo unde au murit oameni, au murit tineri, pentru ca noi astăzi să putem dezbate liber și să avem deciziile conform propriilor noastre percepții. Numai că uneori, unii au impresia că le știu, dar nu le știu. au impresia că așa cum crede ei, e bine și pentru oameni, dar nu e așa. Atunci când nu te întâlnești cu foarte mulți oameni și nu discuți cu ei, ai impresia că tu ești deținătorul adevărului absolut, dar nu e așa. Din agora, din dezbatere, de acolo se trage esența, de acolo e adevărul. Vox populis, vox Dei. Dacă nu înțelegem acest lucru, nu suntem pregătiți nici pentru politică, nici pentru administrație. Vreau să vă spun că am venit direct aici și nu vreau să vă fac o mărturisire de sacrificiu, ci una efectiv de realism și să înțelegeți până unde trebuie să împinse lucrurile ca să putem face ceva pentru comunitate. Am ajuns azi dimineață la ora 5, am stat un pic, mi-am pupat soția dimineață și am plecat fără. M-a întrebat, spune-mi și mie ceva. N-am deocamdată ce să spun, o să-ți spun de sărbători. N-am avut timp să stăm împreună. Feciorul m-a sunat astăzi dacă am un pic de timp să ne întâlnim. Mi-a spus că nu am timp, am ședință de Consiliu, după ședință avem o activitate pentru oamenii sărmani, apoi o altă activitate la Piatra. Adică dacă nu crezi că problemele tale personale le lași pe locul 2, atunci nu vei fi niciodată niciun om politic, niciun om de administrație, de vârf. Așa, de turmă, da. De aceea, eu vreau să înțelegeți că și mai departe rămân alături de dumneavoastră. Sigur, nu din această poziție, dintr-o poziție în care sper să pot ajuta în continuare romanul. Să fiți convinși că și numele meu și numele orașului sunt cunoscute deja la București și chiar în aceste zile mi-am făcut simțită prezența într-un fel sau altul și în populația Parlamentului de la putere și în populația Parlamentului din opoziție. Pentru că este bine, după alegeri, să poți să asiguri un dialog. Și de asemenea am simțit și din partea alor mei o anumită susținere vis-a-vis de ceea ce mă recomandă ca om, ca primar. Și mi s-au propus lucruri mai mult decât aș fi putut eu gândi acolo, ca zonă de răspundere în zona Parlamentului, în zona de activitate a Parlamentului. M-a bucurat acest lucru și voi încerca să le fac cu demnitate și de pe poziția aceea să-mi ajut cât mai mult orașul și romașcanii, pe noi toți. Că toți trăim aici și orașul este al nostru. Astăzi, cu un ochi plâng, cu un ochi râd. Într-adevăr, am putut vedea câteva zile, este altceva, este o altă deschidere, lucrurile se discută la nivel macro, nu se mai discută la nivel de o gaură în asfalt, de aplansarea unei bănci sau de un copac care a fost tăiat. Nu, lucrurile sunt de o importanță covârșitoare, plecând de la strategie națională, de la ceea ce se întâmplă în jurul nostru în lume, de la a discuta și a dezbate probleme care țin, dacă vreți, chiar de viața națiunii noastre. Până la lucruri care vin oarecum către comunități, dar mai mult către regiuni. Aici va fi rolul nostru de a umbla la mecanismul fin și de a încerca ca în aceste regiuni romanul să reprezinte un mecanism important și o zonă de interes majoră, de atenție. De aceea e o nouă provocare pentru mine ca persoană, dar în același timp cred că va fi un stâlp de rezistență și pentru comunitatea noastră. Ați văzut că tot ceea ce înseamnă aparat, organigramă, direcții, am încercat să le facem și să le lăsăm bine pregătite, bine structurate, ca ele să funcționeze în continuare. Este un consiliu bun, un consiliu structurat și aplicat pe interes și rugămintea mea la dumneavoastră, toți învățăm, Seneca spunea, și bătrânii trebuie să învețe. Învățăm de la etapă la etapă. Și am văzut și eu multe lucruri. Încercați să vedeți lucrurile prin prisma macro, nu prin prisma aia mică, a închirierii unui teren de 15 metri pătrați, a concesionării 1 de 100 sau a unei căi de acces. Vedeți lucrurile care înseamnă dezvoltare. Vedeți lucrurile care duc spre o redefinire a municipiului roman ca o zonă urbană de interes regional aici în mijlocul Moldovei. Trebuie să facem acest lucru și sunt convins că veți face acest lucru și eu voi fi alături de dumneavoastră. Voi fi mereu prezent la activitățile comunității, la activitățile aparatului din primăria ale Consiliului Local, pentru că nu vreau să pierd această legătură și vreau ca împreună să trăim într-un oraș din ce în ce mai respectat. un oraș din ce în ce mai axat pe linia prosperității și cred că acest lucru se poate. Vom încerca definirea unei noi paradigme, în sensul unei conlucrări. Alegerile sunt alegeri, sunt încărcate și cu energii pozitive, dar mai cu seamă cu energii negative și descătușează și atitudini, uneori neferești. Trebuie găsite o punte de legătură, nu întotdeauna poți să o găsești, dar trebuie încercat să găsim pentru a conlucra spre binele comunității noastre. Eu voi face acest lucru, asta neînsemnând în vreun fel că voi aplica la demnitate, la onoare, la mândria de a fi romașcan, într-un oraș care a fost capitala Moldovei de jos și care renaște astăzi, cu energiile de trecut pentru speranțele de viitor. Vă mulțumesc tuturor și în speranța că, chiar dacă n-am putut să fim toți prieteni, măcar am fost colegi buni. Celor care n-au înțeles unele lucruri, timpul probabil le va aduce lămuriri. Iar dacă nu, înseamnă că așa a fost să fie. Nu toată lumea înțelege. Dar v-am rugat și vă rog să reflectați în lumina caldă a sărbătorilor. Nu puneți niciodată ambiția personală sau orgoliul deasupra interesului comunității. Când ați făcut acest lucru, deja piciorul edificiului de creștar s-a spart. Vreau să aveți sărbători cu bine, cu sănătate, cu liniște și cu pace. Să vă ningă Crăciunul numai cu bucurie, fericire, cu trăiri pline de lumină alături de cei dragi. Nașterea Domnului să fie o binecuvântare pentru noi toți și să ne bucurăm de ce avem fiecare noi mai frumos, mai curat și mai aproape de unul de celălalt. Doamne ajută și sărbători cu bine vă doresc! E foarte greu să vorbească cineva după domnul primar, dar foarte scurt o să fiu. Vreau ca în numele tuturor colegilor din Consiliul Local să-i urăm mult succes pe noua cale pe care a pornit dânsul, multă putere de muncă și sănătate. Și așa cum îl cunoaștem toți, cum noi am știut aici în Consiliu să facem echipă, indiferent că unii sunt de o culoare, ceilalți de altă culoare, sunt convins că va găsi abilitatea și înțelepciunea ca împreună cu ceilalți parlamentari de roman să găsească un discurs comun și să promoveze cel mai bine interesele romanului și a romașcanilor. Să fie luminat! Doamne ajută! Și acum vă invităm la momentul de socializare.